Tragedie într-o familie din Cricova. O tânără de 20 de ani a fost omorâtă în bătaie, iar cadavrul a fost ascuns într-o geantă. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Cadavrul dezmembrat și decapitat al fetei a fost descoperit în dimineața zilei de 19 mai de către un trecător într-o geantă pe malul Iazului de la Grătiești. Medicul legist a constatat că pe cadavru erau urme de moarte violentă. După mai multe acțiuni întreprinse la locul crimei, în lac, la o adâncime de 10 metri, a fost găsit capul tinerei de 20 de ani. Tânăra a plecat de acasă, de la Cricova, pe 12 mai seara, iar de atunci nimeni nu a mai știut nimic de ea. Crime Moldova scrie că crima ar fi fost săvârșită pe 14 mai. Bănuit de crimă ar fi un bărbat din Cricova cu care victima s-ar fi aflat în relații de prietenie. Forțele de ordine au identificat un individ în vârstă de 32 de ani, locuitor al orașului Cricova, fiind bănuit că ar fi fost implicat în acest caz. Actualmente, individul este reținut pentru un termen de 72 de ore în izolatorul Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău și este cercetat penal pentru omor intenționat. Unele surse media scriu că bărbatul și-ar fi recunoscut vina. Astăzi, magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul Râșcani au admis cererea procurorilor și l-au plasat pe bănuit în arest pentru 30 de zile. Oamenii legii urmează să stabilească dacă bănuitul ar fi săvârșit de unul singur crima sau în complicitate cu cineva. Dacă va fi găsit vinovat, bănuitul riscă să stea până la 15 ani după gratii sau detenție pe viață. Totodată, urmează să fie efectuată necropsia pentru a se stabili când și cum a survenit decesul tinerei.